date astăzi aș vrea să fac un ragu de ăsta, un sos ragu, doar rețeta care am învățat eu în Italia, știți cum zic? Deci cu pulpă de asta de mânzat, ceapă, morcov și pomodori pelati. E sare și ulei de măsline. Și sper să reușesc să fac cu această mașină de tocat, să toc eu carnea, știți cum zic? Pun un pic de ulei de măsline aici, în tigaia asta. Așa. Și încercăm să băgăm, ia uitați ce mașină șmecheră, o lua taică-miu. Să nu vă luați așa ceva, Doamne feri, l-a prostit, 250 de lei odată. O mașină de 2 lei. Să sperăm că va reuși plasticul ăsta să toace. Se pare că am noroc și pot să macin această carne. Dar acum să văd dacă macină morcovul și ceapa. Se pare că reușesc și morcovul să îl fac. Asta mă bucură. Se pare că am reușit. Asta este cărnița cu morcov și ceapă. Pune pe foc. Și prăjim bine până iese toată apa asta din carne, tot sucul, da? Până se usucă. După ce am blânduit bine roșiile, le luăm și le băgăm direct peste. Vedeți? Asta nu chiar tot. Așa. Asta e o rețetă profesională. Deci nu e o rețetă piculeasă. Așa ceva o să mănânci la restaurant în Italia, nu acasă la cineva. Le pun doar puțină sare de mare. De asta grosă. Și așteptăm să mai scadă un pic. Cât să zic? O jumătate de oră, ori depinde cum. Eu i-am dat la foc mare ca să se facă repede. Normal, la foc încet, încet să face asta. Unii zic că 6 ore. Nu. Eu zic că într-o oră trebuie să fie gata, maxim. Fac această rețetă pentru că mi se pare normal să fie 16 lei un borcan de ăla de sos bolognez, da? Și să dau 30 de lei pe o jumătate de kil de, nu, 25 de lei pe o jumătate de kil de pulpă. Câtă carne poate să fie în borcanul ăla? Că și ei cumpără carnea. Înțelegeți? De asta vreau, că rețeta asta trebuie să fie vedeta, trebuie să fie carnea, nu legumele. Carnea trebuie să fie vedeta. Și de asta vreau să fac. Să vedeți și voi că așa se face, nu cum fac alții. Asta e rețeta originală. Sosul este gata. După cum se vede. Deja mâncăm. Așa trebuie să arate un sos adevărat. Trebuie să se vadă mai și parmezanul ăla. Și parmezanul, dar deja mâncăm. Și gustul, este gustul extraordinar de carne, de mânzat. Extraordinar. Poftă bună. Cam așa arată o varvurie după ce mănânci paste de astea. Nu o să te mai întorci niciodată la paste din borcan sau cu amestec, carne amestec. Ia uita și copilul. Și celălalt copil mai mic. Sunt bune pastele? Sunt bune, tare. Că nu ne-am săturat cu prima farfurie, am mai lins și a doua farfurie. Ce zici, David, a fost bune? Mm-hmm. Mai facem și mâine? Da. Uitați, tot se mănâncă. Mulți cred că pasta boloneze trebuie să fie așa, să ai tot felul de mirodenii, tot felul de prostii. Nu e adevărat. Puneți carne de vită doar
Și atunci nu mai trebuie să puneți tot felul de mirodenii. Trebuie să fie vedeta, trebuie să fie carne de vită. Aia e. Sosul ăsta e de fapt carnea. Aia e baza. Poftă bună!